Dubba dub stairi ba dute icha vino quace Dubba dub stairi da dute vino cum place Dubba dub stairi da Ouleu, fata mea! Frumoasa mea! Vin aici, chipăroso, să-ți ghicească Mercedes-a în glob în ce vrei tu. Bună, sunt Oana. Ha, știu cine ești. Hai să-ți ghicesc aici la cărțile astea. Aoleu, fata mea. Tare zbuciumată ești. Ai o supărare mare. Am o problemă. Cu influențărițele curului care influențează lumea să ia chiloți ieftin, ieftin. Chiloți ieftin? Păi și n-are și pentru mine, că uite că am și eu de astupat o gaură la cort. Cu chiloți ieftin? Chiloți, da, ieftin, de ăștia, că am gaură în, în cort și mi se revarsă tufa. Tu ai tufiș? Ia zi-mi, că am clinică, cum stai cu epilatul? Cu epilatul? E blană, blană, blană! Blană de urs sau blană de mustață de pestriț? Blană de Rapunzel, cum crezi că evadezi din cort, a? Păi ce, tu ai cort supraetajat? Da, am și turnuleții, păi ce nu se vinde la Lidl? Fata mea, hai zi mai multe de supărarea asta ta. Păi influențărițele curului, cum e, vezi, doamne Pinocchio Pestriț, care vinde cerșafuri de la turci, făcute de chinezi pe un vapor și le dă pe mocangeală. Mocangeală, mocangioi ce sunt. Păi modă acum cu chinezările, nu toată lumea are corona? Da, da, lasă cu astea, cu cerșafurile. Pe mine mă enervează că vinde și supozitoare și căminte și pe mine, ce să vezi, mă mănâncă pisma. Sunt pe mine mă mănâncă așa. Dar proastă eu, că am crezut că la plajbi o să dau supozitoare. Trebuia să le folosesc pentru față, așa? Mai bine, mai bine, că altfel făceai și bube și hemoroizi. Bine, dar în cazul tău duci și în eroare supozitorul, nu te supăra. Că dacă ai față de cur. Dar hai să zic ce mă enervează. Domnule, nu pot să stau în vacanțele mele la căldură, că una, două mi-amintesc astea de Crăciun. Păi cum? Când o vezi pe Peppa Pigus, fostă onuca, că promovează colanții și pârâie iegării aia pe ea ca mațul de la umplutura de cârnați, cum să nu-ți amintească de Crăciun, a? Bine, fata mea, hai să vedem ce zice globul, tare supărată mai ești. V-am zis că îmi place de dumneavoastră, că nu sunteți baragladi. Baragladină iau? Niciodată! Fata mea, ce văd în globul ăsta al meu? Ia să-ți ghicesc. Tu vezi ce văd și eu. Fata mea, nenorocire mare. Hei, cum? Ascultă, fata mea, că astea au puteri foarte mari, îs niște vrăjitoare, influențează lumea. Așa de mult o să te acapareze și pe tine, încât o să devină președinte și tu o să-i sponsorizezi campania mâncățășochii tăi. Eu? Niciodată! Și-ți mai zic o chestie, fata mea, președintele ăsta Pinocchio Pestriț o să-și facă încă operații la nas. Și atunci când o să mintă ca președinte, o să-i mai crească nas. Din câte văd, cred că o fi folosit o clinică bună. Da! Și o să fii clinica ta. Imposibil! Nu se poate așa ceva. Și sloganul o să se numească He Pestriță, Pestriță, dar Pestriță-i mai Adelină. Vai de mine, am început să văd puncte negre pe pereți. Aia, stai liniștită, fata mea, că stai ten cu ea, la cadi de pe cort. Ce să-i faci? Dacă am folosit cavar fonditen de la influențăriță? Nu cred acest lucru. Dar dacă oamenii au votat-o pe proasta aia din Videli, crezi că pe alta nu poți să o mai votezi? Iar votarea nu o să fie obișnuită, o să fie prin story.
dai swipe up și votezi. Păi dacă o băgat ăștia în campanii de reciclare și educare, crezi că nu o bagă și-o în campanie electorală? Stai liniștită! Dar încă nu înțeleg. Și pe mâna fii atent că nu o să fii nici asta obișnuită. Nu o să mai fii cu ulei și cu zahăr. O să fii formată din giveaway-uri cu cerșaf, cu creme de la Push Bio și cu supozitoare. Păi dăm ceva ca să le... Să le fac să dispare, să nu le mai văd în fața ochilor vreodată. Da, fata mea, am mai multe soluții. Soluții de la doTERRA, uite, cir, lavandă, te calmează și iei deciziile potrivite. Ăsta-i roze cu trandafir. Te dai așa și te calmezi. Iar dacă nu mergi, dar n-are de ce să nu meargă, să le dai în ochi. Păi asta nu te urbește? Ba da, fata mea, dar așa măcar nu le mai vezi când fac prostiile astea. Clar cât de tâmpiți sunt românii și ahtiați după căcaturi și după mocăciuni. Clar ăsta este viitorul.